Liana, hai că nu-mi dă pace. Ia spune-mă, ce pui la cale? Băi, neamul Simon îmi pui camera, ce pui la cale? Hai că-mi pune, nu, vine să o fac. Unde ai mâncat? La restaurant. La restaurant? Cu cine? Ha? Eu n-am bani nici de țigări și tu mergi la restaurant? Da. Botul meu. Sărutor, tata, cum mă face cartofi tacăliți? Cu miciurea. Piciocuria cu miciurea. Dar ce îi fac? Unde ești, homalăule? Tu unde-i tu, sugaciu? Ești, beneca. E. Știu că nu mă faci. Unde mergi în Germania, mă? Nu merg niciunde. Și atunci de ce mai mințesc? 3 zile din casă nu mai ieși. 3 zile din casă nu mai ieși. Unde mergi în Germania? Cu cine mergi în Germania? Nu merg niciunde. Pida, mă, ti veverița mea, cum nu tași tu din gură până te bag în congelator. Fii atentă. Zi, bă, cu cine mergi? Deci, în condițiile intrării în legalitate a noului cod penal, e un lucru pe care l-am analizat. Și cu telefonul ăsta n-aș parliu cei. Pe poți să-mi bagă minute de alea. Credit. Cine îți bagă? Omul, ce-o ieșit din pușcărie. Da, făcea de alea pușcărie. Suna alo de la Orange. S-au transferat suma la voi. Da. Stai să viem ăsta să punem pe registrare. Fii atent aici că sparg fața dacă... Da. Nu. Ții cu măta. La ce? Da? La ce? Zic cum plânge măta, că meream în Germania, în Düsseldorf, că ți-ai găsit-o pe una. Bă, mie carul-i pagina mea, eu și afară de acolo. Ai intrat deja în pagina ta? Da. Ha? Da. Unde? În Düsseldorf. În Düsseldorf. Unde merg? În Düsseldorf, merg sugaci. Pe Germania s-au dus la întât unai. Fii atent să-mi dai parola de la Facebook. Da, bine, îți dau parola de la Facebook-ul meu. Da, mă, fraiere, dacă se întâmplă ceva. Lasă că nu se întâmplă. Ți-o trimit prin scrisoare. Dar parola să vorbesc nici să nu știe, fetele, să vorbesc în locul tău. Lasă-te. Tu știi că tata are accent. Da, ai accent. Fac un clip mai imediat, masă ăsta, cum să dă limbi în tizda. Dă-te în gâtul, mă, nu-l porni. Face tata clip din ăla. Pentru fraierii care... Ăsta... Bă, tu să nu cumva să faci prostii din astea. Ce? Dar eu sugaș ca tine. Bine, bine, fii atent că de pică vreo 2-3 sugătorii care le anchetez. Care o să anchetez, pătate. Și îmi recunoaște să moră dacă nu te bag în congelator, frigorific acolo de 15 ani. Dar sugaciul, cum au venit, cum le-au aprins? Da, suntem la... Păi stai, ca să preconizăm cum facem clipul. Ce clip? Fac un clip, că mi-are pe Düsseldorf. Nu, lasă-ne de acolo. Amine, când faci sală, parcă ai onduleurile la el. Ce braț are ăsta! Vezi că de faci mai multă sală, mă îndrăgostesc de tine mai tare. Oare dacă fac sală și eu te îndrăgostesc de mine mai tare? Ha? Zic că fac repede o sală de masă, o sală de audiență. Da? Auzi, te rog frumos, lasă copilul, că merge copilul, lasă-l din pași, că n-avem nevoie de povești de început. Ce-i tu? Ce prostizești tu pe acolo? Ce prostii zic? Da, păi nu mă duci de ce aberații. Păi ce aberații? Copilul s-a născut în Ungaria, acum 19 ani, și și-a găsit în Düsseldorf o prietenă care și-a s-a născut în Düsseldorf acum 15 ani. Deci asta reiese că e mai mică ca tine cu 4 ani. Nu bagi la pușcărie, că umblă cu minore. Bă, fraiere, dar în Germania minoratul e până la 13. Până la 21. He? Bine, dar tu nu mergi ca să o iei din nevastă sau tu în relații de prietenie. Amiciție. Amiciție. Hmm? Zi, mă. Ce? Iana, ce-i faci de mâncare să margă să aibă pe drum? Dă-o franzelor, oameni. Îți faci, mă, ta sandwich-uri ca la... Ia, vreau să știa poza aia cu făina și cu tine. A, nu te sună eliminat, Ghi. Da, acasă, te sună eliminat. Cine, mă? Aia, rău. Cum? Hai, că te sun și apoi vorbim. A, că ți-i aduc, că stai așa. N-apa. Bă, dar nu lași puțin numere de telefon de la sugătoare. N-am, că sugaci. Nu crezi că-ți iau telefonul și nu-ți las nicio sursă de... Dar aia, mi-l că perupem orice legătură. Bă, dar pe tu știi să vorbești germana, mă? Ia, ia. Ia, ia. Cine te-o învăța? Becali sau Loredana Laure? Ha? Cum să nu știu? Știi? Dar ai făcut și germanul la școală. Păi nu am făcut. Nimic nu știi ce fac la școală. Was ist das? Strumhaus. Ioi, că știe copilul meu german. Ce înseamnă Strunderhaus? Nu știi. Strunder cum are. Bine, mă. Diana! Salamă să-i pui, nu-i mai pune jnițele. Nu-i mai pune jnițele. Bă, dar acum, pe timp de vară, pe sezonul ăsta, tu pleci, mă, ta pleacă. N-ai pus o arată. Că filmează! Fraiere, ce însemnă bandit? Bandit, Nelson, sigur că da! Bandit, ți-am dat dungă! Iană! Liană, hai că ne părăsește ăsta, să duce! Băi, am zis că vine vremea când se duce și o să plângi după el. Băi, mi-ai carul, mami, dar ți-am zis când era mai mic. Nu-i cumpărăm atâtea. Nu-i luăm haine și mâncare bună și de tăti și școli bune. crește mare și ne părăsește. A lăptat, crescut până la 6-7 ani și zvâr. Poftim. Îți dai seama să-și uprească sâmbur în casă, să-și uprească mașina de cafea, așa cam în ce filme intru, a? Tu, mami, tu! Și ce fac eu singur dacă ăsta pleacă și tu pleci iarăși? Bina, mă, mama, ce mă pace când spui așa? Dar tata nu mai vrea să greșească. Tata vrea să fie băiat cu minte, mama. Cred că nu mai zici așa după ce plecă, cred că plângi. O sugaci. Că dacă ești sugaci? Normal. Auzi că plâng. Oare mai mi-aduce porumb în marfă? Ce vrei să știi? Bine, bă. Și acolo, câte un cadou îmi trimiți, așa, ceva. Păi, pot să uit de tine, să nu-ți trimit cadouri. Munca mea n-a fost degeaba, fraților. L-am crescut până la 19 ani. N-au de avut să mă crească și el 19 ani. Am bază în tine, mă. Păi nu? A? O să devii vreun șef de clan, de vreo filieră, ceva. O să vezi. Las faptele să vorbească. Faptele să vorbească. Faptele vă dau la amândoi. Dar tu nu știi că ăsta merge la amenajări interioare. Îi amenajează sau la... Hai că deja vorbești și aperați, le-a spus închiderea și dă-ne pace. La demolațiune mele. Aliana, pentru ce omăr să ăsta și-a făcut? 2 ani de box și un an de șotocan. Poftim! Mâine, poi mâine văd pe prima pagină cine știi până ce țară, Aliana. Cum am fost eu până 99. Cum am fost până 99 la italiani, au vâjit El Mondo și... Ce mă, primul ziar la italiani. Așa se vorbea de mine ca de El Clasico. Pătii, mami. Ce Eliană! Dacă eu am fost șoim, el ce vrei să iasă? Cinteză? Iar nu vezi că n-am putut să-l dau la școala de poliție. Iar vezi că n-am putut să-l dau la școala de polițiști. Că dacă nu au putut să urmărească el infractorii, înseamnă că vine viceversa. Bă, ți-ai spus, nu mai copii aperații. Oprește aia și lasă-ne, dă-ne pace. Coconaș cu cineții. Nu mă bag. Coconașul, că nu-i târziu, dacă vrei te face tata parlamentar. Păi lasă că în 3 ani europarlamentar ajung. Da? Săruta la tata să-l sărute. Ca să nu faci și tu ca ăștia, ca parlamentarii ăștia care au furat. Nu. Eu ajut România. Vezi că tata, dacă o furat de la bogați. Ăștia fură de la săraci. Să nu faci așa, tată. Promiți? Îmi dau cuvântul. Spune în engleză, că poate să aude și pe Anglia treaba asta, să audă lumea. I give my word. N-au mâncat așa. Știe copilul meu engleză. Are tata un copil cu cultură. Hai aici, Aliană! Hai sărutați ornamentele alea ieșite de când faci sală. Așa le ai ca la 15 ani. Sărutați talentul din spate. Coco așa. Ce mă place că mă arăt? Ce mă place că mă arăt să mor eu? Mi-au scris astăzi vreo 3-4 din aia. I-am văzut pe Facebook, că m-am uitat la pagina lor, erau îmbrăcați bine. Nu mai am mamă și tată, nu m-am dus cu niște bani. N-am eu ce să zic. Iară, de când merg încolo? Ha? De când merg, mă? De când merg? Săptămâna viitoare. Da. Dar ce să spui de săptămâna viitoare? A rămas fără muiare, viniți careva să vă fut. Nu ce să... Uite cum scrie ceva, cum îmi dă idei. Dar ce te faci tu acolo? Liana! Lobo, precis merg pe mâna ta, nu vrei să sun la prietenii mei, e pe Germania. Nu. Ha? Nu. Deci nu vrei să depinzi de nimeni. Da. Să mai iei tata 2000 de acolo să-ți dai, să ai, să ajunge 4000 de euro. Liana! Cu ce științele vrei să mergi? De porc, de ăsta de nostru, porc vietnamez sau porc mistreț? Mistreț. Liana, descongelează! Nu vorbește, mă, ta asta. Tu n-auzi! Tu! Uite, strâng o dată, aude tăte apartamentele apropiate. Mami! Bine, bă.